la tubărire. Practic, nivelul serviciu de autosmanagement nu făcea altceva decât să tipărească informații primite de la client și să le creeze. Acum, în zilele noastre, aceste lucruri s-au schimbat. Din ce în ce mai multe firme se folosesc de documentele tranzacționale pe care le emit pentru a comunica efectiv cu clientul. Cum putem face acest lucru? Ne ajută toată un concept nou, în business, se numește TransferOM și este foarte simplu și la îndemâna oricui ar putea spune. Practic, TransferOM înseamnă să combinăm documente tranzacționale cu documente promoționale. Orice firmă din serviciul bancar, mai ales, trimite regulat clientului tot felul de informări pe extrase de cont, facturi, notificări. Acestea pot fi transformate astfel încât să fie mai mult decât o cale prin care transmitem clientului mesajele obligatorii pe care ne-am obligat că le transmitem lume de lume prin un contract semnat inițial. Putem să adăugăm mesaje de marketing, putem să adăugăm un istoric al ceea ce s-a întâmplat cu fondul existent de partea sistemelor lumii. Putem chiar să adăugăm un mesaj din partea unui partener prin care promovăm produse noi sau servicii noi. Practic, nevoia care a generat această mixtură între documentele tranzacționale și promoționale a venit tocmai din mixtura unei relații strânse cu clienții noștri. Problemele de care acum ne lovim din ce în ce mai mult sunt să ne creștem veniturile dacă se poate micșori cheltuielile. Acest lucru, bineînțeles, că se realizează cu ajutorul clienților noștri. Trebuie să așteptăm ca acestea să crească alături de noi, să aibă un nivel de satisfacție ridicat și, dacă se poate, să ne fie loial și să păstreze o relație de lungare cu firma noastră. Dar, în același timp, trebuie să le motivăm pe client. Trebuie să le transmitem mesajele de care au nevoie pe canalul de comunicație preferat de ei. Unii clienți nu mai sunt dispuși să primească în casa poștală foarte multe documente pentru că nu mai au timp să le citească. Astfel, poate nu dacă mai puțin de comunicația prin e-mail-uri, prin SMS, prin care anunțăm că i-am transmis un document pe care ar trebui să-l citească, are importanță deosebită, de extras de cont, factură, etc.